Doamnelor și domnilor, bună seara! Vom găsi la Off On The Record, watchdog-ul dumneavoastră pe culoarele puterii. Mergem în această seară pe culoarele puterii separate a statului, justiția, pentru că invitatul nostru de la această oră este judecătorul Gabriela Baltag, membru CSM. Doamna Baltag, bine ați revenit la Off On The Record! Bine v-am regăsit și Domnul... vă mulțumesc foarte mult pentru invitație! Doamna Baltag, înțeleg că v-ați depus candidatura pentru șefia Consiliului Superior al Magistraturii, garantul independenței justiției în România, și dumneavoastră și doamna Andreea Chiș. Este adevărat. De fapt, corect ar fi să spun că doamna judecător Chiș a făcut Acum. prima dată anunțul. Cred că a fost în ultima ședință de plen de săptămâna trecută și. Desigur că și eu aveam acest aspect în vedere. Mă gândeam că voi face mai aproape de momentul desfășurării alegerilor acest, acest anunț, dar e corect a fiecare dintre colegii noștri să cunoască că au mai multe variante din timp. Și, și eu, într-adevăr, sunt un, una din variantele de posibil președinte în anul care vine 2022, ultimul an din mandatul de șase ani al actualului Consiliu. Am văzut că secția de procurori e o bătălie acolo teribilă, nu au reușit să-și desemneze un candidat, n-au întrunit numărul de voturi, nici domnul Solomon, nici doamna Tatiana Toader candidatul pentru vicepreședinția Consiliului Superior al Magistraturii ce se întâmplă? Știți ce se întâmplă la secția asta de procurori? Um, foarte de multe. Nu pot cesime. să vă spun decât că am fost și eu surprinsă astăzi. Nu știam nici eu ce se întâmplă. uitați de fapt că e ședința de alegere a dânșilor. Încercam cumva să mă ocup de alte chestiuni care la fel sunt de importante pentru mine. Și colega mea, doamna judecător Oprina, a fost cea care mi-a spus. E o ședință importantă. M-am bucurat că există competiție. Nu știu, nu știu dacă am mai Se fost. Procurori între da? așa am putea să spunem că și judecătorii. Cum acolo sau cum... e bine că există și acolo alternative. Deci e foarte bine. E, cred că, singurul an când asistăm la doi candidați în cursă, cel puțin din acest Consiliu. Cred că în celelalte precedente sigur au mai fost, din câte mi-aduc aminte, cu siguranță. Și, cum cumva e pe sfârșit de mandat de, de Consiliu. Dar Vă-și o întrebare simplă. De ce candidați la, la șefia CSM? Um, pare aproape sinucigaș, am și spus atunci. Pare sinucigaș că mă înscriu în cursă în condițiile în care deja pe foarte multe canale mi se transmite faptul că voi avea numai două voturi. Eventual al meu și al doamnei Oprina. Uh, și eu sunt unul dintre judecătorii acestui Consiliu. Să nu uităm că am avut, cred că, numărul cel mai mare de voturi dintre judecătorii de tribunal de până acum în Consiliu. Am avut aproape 800 de voturi, foarte mult, ținând cont că cam 400 și ceva de voturi au fost până acum. Uh -huh. De ce candidez? De ce în speranța că, din perspectiva mea, atâtea de multe au mai rămas de făcut și aș dori măcar câteva lucruri să pot puncta să readucem cumva nu neapărat imaginea bună a sistemului judiciar. Pentru asta trebuie să lupte toată lumea, nu numai Consiliul Superior al Magistraturii. Dar trebuie să împlinim cumva la sfârșit de mandat, măcar o parte din promisiunile colegilor. Mi-aș dori să redau acestei instituții transparența care exista odată. Nu o să vă vină să credeți că atunci când eram în partea cealaltă, judecător de scaun, când eram președinte de asociație și când erau alte consilii la București, primeam informații mai multe decât dăm noi astăzi. Mi-aș dori măcar lucrul acesta. Poate voi reuși să conving, să-i convinc pe colegii noștri, pe colegii din actualul Consiliu, că asta este varianta. Eu am fost un om de echipă în toți anii aceștia. S-a vorbit foarte mult despre faptul că uh, primii ani au fost ani de succes. Da, au fost ani de succes, dar să nu uităm că anii aceia de succes s-au datorat faptului că împreună am făcut toate lucrurile. Pentru că nu poți și este imposibil, categoric, să uh, spui că eu singur voi izbuti să conduc și să realizez lucruri în Consiliul Superior Magistraturii. Este exclus. Dar eu sunt un om de echipă și am dovedit acest lucru. Eu nu m-am schimbat deloc. Deși unii spun foarte multe lucruri. Că viziunile mele sunt altele. Da, nu. sunt grupurile astea din CSM care, bisericuțele, știți că la dumneavoastră în instituție sunt bisericuțe, multe bisericuțe. Credeți că veți lua mai mult de două voturi? Eu sper că voi lua voturile necesare, cel puțin șase. Și de ce vă întreb? Pentru că de-a lungul timpului, cât a stat în CSM, ați avut niște Ieșiiri, niște abordări care uneori nu au fost împărtășite de colegii. Mai uh, ales în ultimii ani. Dumneavoastră, pe teme sensibile. Și uh, am discutat și cu domnul Alistar într-o emisiune precedentă. De exemplu, justiția, chiar garantul independenței justiției, n-a vrut să afle tot adevărul, deși vorbim de justiție, da? Unde adevărul uh, trebuie să fie cunoscut, măcar cel judiciar. Era vorba despre acel raport și anexele secrete cu echipele mixte SRI-DNA. Și vreau să vă întreb dacă ajungeți președinte al CSM, veți face toate demersurile pentru ca să se afle până la urmă cine a încălcat legea și cine a lucrat pe protocoalele ilegale și constituționale uh, în perioada 2014-2018? Um. Păi, acest lucru este, știu eu, finalitatea spre care noi am tins atunci când am făcut acest și am dispus acest raport la inspecția judiciară. Cu toții am căzut de acord că trebuie să aflăm adevărul despre ce s-a întâmplat în perioada nefericită a protocoalelor și a altor înțelegeri secrete. Eu sunt chiar cea care am făcut solicitare de desecretizare pentru că, spre deosebire de majoritatea colegilor mei, eu nu am acceptat să semnez nici măcar un angajament ca să pot vedea în biroul de informații clasificate aceste documente. Aș fi putut să le studiez. Nu aveam nevoie chiar de ORNIS pentru că știți că legea s-a modificat între timp. N-am vrut să accept pentru că nu vreau să știu numai eu și de cătorul Gabriela Baltac și ce să fac cu acea informație care ar rămâne numai pentru mine. Trebuie să cunoască opinia publică, să cunoască societatea ce s-a întâmplat și care a fost adevărul. Am făcut solicitarea în 2019, imediat când a venit raportul. Suntem la finalul anului 2021. Da. De unde s-a blocat totul? Nu știm. Semn? Eu adică... știu atât că a fost făcută o adresă atunci inițial. L-am auzit și pe colegul nostru domnul Victor Aici? Alistar spunând că s-au făcut multe reveniri. Eu nu știu dacă s-au făcut foarte multe reveniri. Eu știu, într-adevăr, că în 2019, pe timpul mandate, mandatului doamnei Savonea, cred că s-a făcut, într-adevăr, către SRI o adresă. Au fost înaintate documentele în original, pentru că asta este procedura. Și, și nu cred răspuns. că. Da, le-au luat și nu mai avem niciun răspuns. Probabil a fost situația aceea delicată, nu s-a înțeles. Am văzut că colegul meu a făcut precizarea că nu dorim să aflăm ofițerii din structurile de securitate. Noi dorim să aflăm magistrații numele lor și cine a făcut parte din aceste echipe, de fapt, asta este scopul. Nu ne interesează să am văzut destructurăm că și, pe și să Bani aruncăm care este șeful secției de, mă rog, șeful de facto al secției de procurori. Era foarte deranjat de subiectul comisiilor mixte echipelor mixte, chiar dânsul se pare că a făcut parte și am văzut că vorbește, că da, am făcut cu bărbați, cu femei, cu procurori, că nu știu dacă și cu ofițeri, poate ar trebui să aflăm adevărul și despre ceea ce se întâmplă la secția de procurori, unde acolo orice intră, știți cum e, lăsați orice speranță, nu o să se rezolve nimic. Eu am adică, văzut schimbul de replici e dintre e for domnul Ban și da, domnul și Alistar. Da. Ce se mai e format din oameni, și oamenii pun piedici, nu... Pe, păi întotdeauna oamenii pun piept. deci oamenii instituția care în sine au, nu. Sunt vulnerabil la acest, la acest subiect. Acum nici nu știu, în 2019-2020, află... domnul Ban nu prea mai avea putere mare de decizie în adrese. Cred că problema a fost chiar la noi. Poate pe partea noastră de judecători, nu știu. Mm -hmm. N-aș vrea să fac acuzații, dar aș fi foarte curioasă. Um... Dacă într-adevăr adresele acelea ne-ar fi transmise. Pentru că noi între noi am discutat ce facem cu raportul. Și nu puteți să faceți o solicitare, nu știu, secția de judecători. Către domnul Helvic, domnul spuneți-ne de clasificați ca să aflăm adevărul. Adevărul trebuie aflat până la capăt. Să știți că m-am gândit la un moment dat să o fac eu singură. Eu Chiar care și am public. făcut. A, da, da solicitarea în interiorul instituției și am solicitat sprijinul instituțional. Mă gândeam să fac eu o adresă directă, dar n-am dorit să trec peste conducerea Consiliului. Mi-e greu că, să cred că în condițiile actuale, anul acesta aș putea să aflu cu siguranță, mai e puțin într-adevăr în actualul mandat, dacă s-a făcut sau nu vreun demers. Cel puțin în 2021 cred că nu s-a făcut niciun demers către SRI. Dar, dacă mă înșel, nu este nicio problemă. Pot să recunosc că greșesc. Uh, ce părere aveți dumneavoastră, domnul Cătălin Predoiu? E un ministru de mai multe ori, <laughs> ca să spun așa. Acum e la da? -a tură. Nu el am numărat, dar știu că e de foarte multă vreme. Cred că și din 2010, 2009, 2008. 2008 da, năm, de mult, de aici. foarte multă vreme este. Știți, în general, când oamenii sunt numiți... E de mai multe ori pe aceeași funcție înseamnă că sunt foarte buni și foarte performanți. Nu puteți spune din 2008 până în 2021 sunteți om al justiției. Ce reformă importantă și ce succes a avut domnul Predău în justiție? Uh, nu știu dacă a fost un uh, succes sau ce pași importanți uh, dar pentru dumnealui eu știu că am reprezentat ceva. Eu știu că l-am combătut pe uh -huh. latura aceasta. A fost mica reformă. Parcă mi-aduc aminte că a fost lansată cu foarte mare fast, că va fi un succes, dar nu s-a întâmplat lucrul acesta, și. Asta e un obiectiv care îmi vine acum în minte. Mă întrebați de domnul Predoi, eu cred că. Eu... Pe domnul, de domnul Predoiu același om pe vremea căruia s-au făcut protocoalele ilegale, pe vremea căruia. SRI s-a infiltrat în justiție, în cercetarea penală. Același domn Cătălin Predoiu, care a avut-o ca secretar de stat pe doamna Alina Bica, același domn Cătălin Predoiu, care a inițiat o lege când era ministru, acum recent în Parlament, prin care a cerut ca datele din MSN-uri să fie din nou folosite în dosarele de corupție, în ciuda deciziilor Curții Constituționale, același Cătălin Predoiu, care nu a reușit, deși a spus că desfințează uh, Sij, uh, vorbim de proiectul, uh, plan, programul de guvernare, hârtiile astea pe care ei le publică așa copy-paste uh, după ce mai trece un guvern de parlament și în care apar aceleași lucruri, uh, același Cătălin Predoiu care a făcut uh, codurile plătite, nu din banii domnului Predoiu de la cabinetul de avocatură, ci uh, din banii publici, cu foarte multe articole declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională și mă refer aici în principiu la codul de procedură penală care este Biblia procurorilor, mulți spunând că codurile domnului Predoiu sunt mai comuniste decât codurile pe care le avea România. Adică ce speranțe aveți de la nou ministru justiției care va fi colegul dumneavoastră în CSM? Um, nu foarte multe și în ceea ce mă privește um, îmi vine să zâmbesc că eu nu sunt chiar slăbiciunea domnului ministru, că am avut suficiente conflicte legate pe teme de justiție cu domnia sa și nu odată. Um, viziunea adânsului o cunosc în general. Um... Care e viziunea, că e așa o chestie difuză la unul predoi? Adică are o viziune, ați reușit să identificați o viziune, că eu vă spun sincer, n-am reușit în atâția ani. Da, o justiție în slujba cetățeanului, nu? Așa da, da, se spune da, așa în, da, da, da. în primul, da. principii în, și valori în, democratice, chiar. Acesta este chiar titlul din da. partea de justiție, care practic da. are vreo 10 pagini, parcă. Da. Și, într-adevăr, am regăsit vechi argumente, vechi teme, nimic nou. Poate doar faptul că Sijul va, se va desfința până în martie 2022 și asta nu grație vreunor soluții pe care le-ar identifica dumnealor. Trebuie să cunoască cetățenii că dacă uh, Sijul nu este nu știu, uh, sprijinit să funcționeze pentru că el practic mai are câțiva procurori și sub cinci procurori nu poate funcționa. Iar mandatele procurorilor care sunt acum în majoritate aproape expiră exact în martie De fapt așa se realizează desfințarea sigilului, se desfințează natural, nu altfel Ce soluție vor găsi dumnealor pentru viitor? Pentru că trebuie să găsească o soluție, nu pot ignora... Um... Abuzurile și atrocitățile care s-au întâmplat uh, în perioada uh, cât. Uh... Nu s-a întâmplat, doamna, bata, nicio, niciun abuz și nicio uh, atrocitate. Luăm puțină pauză și revenim cu desfințarea Sijului natural sau uh, nu. revenit, doamnelor și domnilor, în emisiune. Invitatul nostru de la această oră este doamna Gabriela Baltag, membru și candidat pentru șefia Consiliului Superior al Magistraturii, o instituție care, teoretic, ar trebui să garanteze în România independența justiției. Vorbeam de și doamna Baltag, domnul și de domnul Predoiu, același tem, domnul Predoiu, care spune aici, la pagina 219 în programul de guvernare, că până pe 31 martie va adopta un alt normativ care să prevadă încetarea activității SIJ și înființarea unei instituții/structuri care să ofere garanții de independență magistraților și să se asigure în același timp mecanisme eficiente e numai limbă de lemn aici, pentru o reală și efectivă răspundere a judecătorilor și procurorilor în condiții de imparțialitate, legalitate, bla 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 bla, vorba lui uh, Creta Thunberg. Uh, deci e mult bla bla bla. În esență este propunerea UDMR, da? Ca Siju să fie desfințat și da, domnul Predoiu nu scrie aici că e rușine să spună că a luat propunerea celor de la UDMR și o să fie, probabil, reînființat altă mărie cu aceeași pălărie în cadrul parchetului general, presupun. Da? Probabil așa se va întâmpla. Oricum, trebuie să existe o structură de parchet, indiferent cum se va numi care să garanteze că nu se va mai întâmpla și nu va mai, vor mai exista niciodată amenințări de genul celor care au existat în trecut, atunci când dosarele. Magistraților au fost instrumentate de DNA, că toate lucrurile acelea vor fi departe. Deci, trebuie să existe obligatoriu o structură care să aducă cel puțin garanțiile pe care le-a adus SIJU. Cel puțin. Nu poți să desfințezi și să nu pui nimic în loc, măcar la fel cum a fost, dacă nu chiar mai bine. Și dumneavoastră considerați că parchetul general al domnului Scutea, aceeași doamnă Scutea, că pe toți îi știm, Oferă garanțiile de ce spune domnul Prădoi aici, independență și. de independență în general, da? Răspundere efective, mecanisme eficiente. Dumneavoastră știți că eu am susținut și am. Pentru că la... și Siju este practic în structura Tot parchetului în... general, adică. Că da. Sigur că da. Uh -huh. Eu am susținut că nu este necesar să fie desfințat sijul, Poate îmbunătățit într-un fel sau altul, da nu a fost firesc ca SIJ-ul să nu funcționeze, pentru că putem să spunem după 2 ani, 3 ani aproape, că și într-adevăr nu a fost foarte eficient, dar nu a fost eficient în primul rând din vina noastră, a Consiliului Superior al Magistraturii. Noi am fost principalii vinovați de nefuncționarea acestei instituții, pentru că nu am făcut absolut nimic să ducem oamenii suficienți, să găsim soluțiile pentru această instituție care, într-adevăr, era de început, dar nu trebuie să treacă ani de zile ca să o face funcționabilă. Ne trezim că mandatele expiră și că, iată, ce s-a dorit se desfințează natural. Deci, de fapt, se desfințează natural. Asta trebuie să știe cetățenii. Eu am ridicat această problemă în ultima ședință de plen. Am spus că trebuie să analizăm la nivel de Consiliu, că e o problemă deosebită, pentru că tot am așteptat să fie pus pe ordinea de zi un punct care să aibă trimitere la SIJ. Și ne trezim că e sfârșitul anului, nu mai putem derula când să derulăm un concurs. Un concurs presupune timp pentru ocuparea posturilor. Și nu pot să las această temă, această problemă neabordată. Păi bun, haideți să mergem puțin mai departe. Spuneți și noastră ce mi-au spus și ce. Divina CSM-a noastră, da? Asumați? E și vina mea, uh, sigur că da Dar răspunderea e difuză în instituțiile astea Știți că sunteți mulți și e CSM-ul CSM-ul e format din oameni Mai precis din vina cui? Adică spuneți-mi, sunteți 19 Din a vina celor care s-au opus Nu, chiar a tuturor Eu am votat pentru funcționarea acestei instituții Am votat deschis de fiecare dată am, eu mi-am asumat poziția, indiferent câte critici am, pier am primit știu, pe această știu, temă. Știu. Atunci când noi nu am fost de acord și cei care nu au fost de acord, fie să participe la ședințele când trebuia să se adopte decizii în ceea ce privește SIJUS sau când trebuia să hotărâm dacă declanșăm un concurs pentru funcții de conducere, Așa. pentru funcții de execuție. Cine să dă doar lăbit? Sunt Cine? suficienți Nu numai procurorii, sunt și judecătorii câți? Pentru câți? că am Cam fost mai mulți uh, au Cred că cel o, puțin 10-11 au, au blocat Ăștia fiind garanții independenței Justiției în România Da, uneori așa sună Dumneavoastră considerați că noi știm Tot ce a făcut dna În perioada 2014-2018 Pentru că am văzut acel raport Și Al inspecției Aproba și de CSM, DNA o să Într-o hotărâre importantă. Da, da, da. Uh, știm chiar tot? Mm, nu. Desigur că nu știm tot. În primul rând, avem o perioadă limitată. DNA a funcționat perioadă îndelungată. Uh -huh. Pe acest, și funcționează încă pe acest segment, a funcționat mai multă vreme. Noi am ales perioada după intrarea în vigoare a noilor prevederi în materie penală până în momentul în care am uh, S-a finalizat raportul de, de către inspecția judiciară. Nu știm totul, pentru că nici măcar toate instanțele nu au fost analizate. De ce? Numai 10 uh, curse de apel au fost examinate. Nu știm nici noi de ce. Pentru că la Trebuie momentul... Trebuie să aveți o explicație. Probabil erau prea multe informații. Care, deci nu s-a dorit să... Se știa, cred că erau foarte multe informații, uneori incomode și cred că din acest considerent... Nu am aflat tot adevărul, dar cu siguranță el va putea fi aflat într-o zi. Dacă nu-l află acest Consiliu și nu-l aduce la suprafață, lucru care pare a fi imposibil pentru că mai avem un singur an, să sperăm că vor veni alte Consilii, un alt Consiliu cu oameni care vor fi motivați. Deci, vedeți, în, chiar pe derularea acestui interviu avem al doilea exemplu în care CSM-ul din nou. Chiar oamenii, justi garanții independenței justiției, asta este revoltător la CSM și la justiția în, în general în România, pentru că chiar oamenii care ar trebui să se asigure, să asigure și ăsta e rolul lor, emis, asta sunt plătiți de noi. Nu știu dacă neapărat de numai CSM-ul avut o vină aici. Asta, Cred da. că nu, vina nu. poate fi partajată. Uh, nu vor să se afle adevărul, deși ei, treaba dumneavoastră asta este. Înțelegeți? Poate volumul de muncă a fost foarte mare. Încerc Doamne. să găsesc și eu o scuză, într-adevăr, de neprimit, dar asta este realitatea, doamna Matei. Deci noi nu știm nici măcar, dacă mă întrebați pe mine, cred că nu știm nici 50% de ce s-a întâmplat în perioada aceea de patru ani, dar în perioada mult mai mare și, da, la nivel național complet. Două întrebări pe tema asta cu ce propune domnul Predoiu a cincea oară. Părerea dumneavoastră de judecător pe numirea procurorilor de rang înalt, unde știm că președintele are dreptul să decide, este decidentul final, da, dar se dorește diminuarea rolului ministrului justiției, vorbind de procurorii da, ăia care Arestea, mă rog, rețin în România și conduc parchetele. Practic, numai procurorii interesează pe. pe uh, în, cap, în general, capii instituțiilor, pe, pe politicieni. Uh, dacă considerați că CSM-ul, și mă refer aici la uh, structura, uh, secția de procurori de, din CSM, trebuie să aibă un rol de decident, adică să aibă avizul conform sau nu, dumneavoastră, ca judecător pe numirea procurorilor șefi. Mi-e greu să... vă spun spune sincer și vă spun sincer că mi-e greu să dau Consiliului Superior al această putere. Nu aș dori, dar dumnealor... Acolo a... la fel e difuză, adică nu se știe. E domnul bani, e doamna... Dumne, dumnealor înțeleg că asta doresc. Uh -huh. Eu îmi propusesem din momentul în care am susținut separarea carierelor să nu mai vorbesc foarte mult despre procurori. Dar eu, dacă ar fi să fiu cu putere de decizie, să nu fiu chiar judecător. Adică ce l-a sfătuit pe un politician? pentru că a, Nu vreau tine. să dau sfaturi, că mă trimiteți direct în disciplinar m -a de la dumneavoastră de aici. Nu pot. Dar eu, din perspectiva mea, aș lăsa decizia în partea executivului, a politicului, pentru că nu în totalitate, să ne înțelegem. Uh -huh. Avem, un minister, în Germania, avem Germania... un minister public, da? da. Un minister public, uh, avem uh, o subordonare ierarhică uh -huh. și avem o autoritate a Ministrului Justiției. Avem o parte a executivului și printre noi. Să, găs să se găsească soluții pe partea aceasta, doamna Matei. Modificarea legilor justiției, eu nu mai pot cu ăștia cu modificările legilor justiției, ei ni, nici nu știu despre ce legi ale justiției, nu mă refer neapărat la domnul Predoi, dar la propaganda știe, care știe cu siguranță. Ce normal înseamnă? că știe. Iar cu Comisia de la Veneția, cu Greco, cu MECO, cu cine mai fi, trebuie modificat ceva în aceste trei legi? Mai sunt lucruri care pot fi șlefuite, ajustate. uneori schimbate. Uh -huh. Ca de că... exemplu. De exemplu, trebuie găsită o soluție în ceea ce privește promovarea, sistemul de promovare. Vreau să vă spun că și eu am fost încrezătoare că sistemul de promovare gândit de noi, mă rog, preluat în parte, că o parte din propunerile CSM-ului importante la vremea respectivă au fost preluate, așa cum știți, vreo 200 și ceva de propuneri au fost preluate, că vor fi eficiente. Nu întotdeauna au fost eficiente. Iată, avem încă probleme pe concursuri, pe promovări, avem probleme pe promovarea la înalta curte. Eu și colega mea, doamna judecător oprina, chiar am făcut câteva, am adresat câteva solicitări și câteva propuneri colegilor noștri, încercând cumva împreună să găsim o soluție. Pentru că dacă lucrurile nu funcționează, soluția trebuie să vină de la noi. Firește, încă nu s-au rezolvat multe dintre ele. Unele funcționează, dar nu funcționează totul. Deci pe partea aceasta, cu siguranță, trebuie adusă o îmbunătățire și mult mai multe sunt. Um, legile justiției uh, au fost uh, văzute de societate ca fiind destinate. Uh, celor din exterior. Nu, uh -huh. legile justiției sunt ale sistemului da, oamenii judiciar. Strată, cred, oamenii să alung dragnea, sunt da, nu, dragnea nu este ceva. exclus. Am încercat mereu să, să explicăm oamenilor că e vorba de Statutul judecătorilor procurorilor, de organizarea instanțelor, parchetelor, de funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii. Asta înseamnă cu siguranță, deci nu are nicio legătură, nicio lege a justiției, nici cu ce face un cetățean sau alt, un politician, ce comite sau nu comite. Și apropo, dumnealui. știți că desfințarea SIJ, am văzut un sondaj mai de mult, este aproape 9% din respondenții spuneau că SIJ ar trebui desfințat. Iar pe oameni, în general, peste 50% nu interesa de SIJ. Vorbind de cu siguranță, ani, oamenii că... nu cunosc foarte bine ce a fost cu sij pentru că uh, s-a creat așa o uh, imagine acestei instituții pe nedrept, doamna Matei. Pentru că dacă oamenii de rând ar fi citit uh, măcar câteva pagini din raportul al inspecției și ar fi văzut uh, -ar citească, ce s-a întâmplat în realitate, ar fi înțeles că SIJ-ul era de fapt și pentru ei. Nu era numai pentru judecători, pentru procurori, pentru judecători. Eu vreau să vorbesc pe partea aceasta, a uh -huh. judecătorilor. Uh, luăm pauze și revenim. Am revenit, doamnelor și domnilor, în emisiune. Invitatul nostru de la această oră este doamna Gabriela Baltag, membru și candidat pentru șefia Consiliului Superior al Magistraturii. Aș vrea să-mi definiți foarte scurt cazul roșu. Un caz care s-a terminat bine, în sfârșit. Eu, personal, doamna Matei, sunt bucuroasă că s-a terminat așa cum s-a terminat acum, de două zile. Dumneavoastră știți că acum aproape un an de zile, când s-a pronunțat soluția la înalta curde, preună cu doamna judecătorul Oprina, ne-am asumat cumva o poziție care putea fi sau putea stâni la momentul respectiv suficiente controverse în rândul judecătorilor pentru că nu am criticat nicio secundă hotărârea pronunțată de completul uh, care a soluționat o calea de, de atac. Da, 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 da. Dar am spus că hotărârea pronunțată e o hotărâre care a stănit multe controverse. Iar noi nu putem face abstracte ca judecători, că trăim în societate și trebuie să ne întrebăm de ce S-a întâmplat asta. De ce a stănit atâta controversă? Doamna, doamna Baltac, sunteți judecător. Este vorba despre un om din un dosar mai mare, ca să înțeleagă și telespectatorii, care a fost achitat în 2019 de Curtea de Apel. De fapt, nu există. Deci declarat nevinovat, a, care a fost inițial a, reținut, da? arestat. A fost condamnat și încarcerat la 5 ani de închisoare cu executare de completul din care a făcut parte celebrul domn Ionuț Matei, da? Dumnezeu Justiției și mandatelor de sigurită, siguranță națională în România. Deci, de în alta curte și acum vine un alt complet al aceleași în alte curți, un alta curți, cel mai înalt for în care se înfoptește justiția din România și spune că omul este nevinovat și că a stat 11 luni, mai bine de 11 luni, Degeaba în pușcărie Și întrebarea mea Specifică pe tema asta Unde este justiția În cazul roșu? La curtea de apel Brașov La completul lui Ionuț Matei Completul negru Oare de ce era numit completul negru? Îi spuneți dumneavoastră negru Da, da, eu îi spun negru Sau la uh, Ultimul, la recursul în casație Unde este justiția? Justiția a fost câte un pic în fiecare soluție. Chiar și în cea care pare a fi greșită acum pentru că eu respect orice hotărâre judecătorească. Ambele sunt definitive. definitive. Da, 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 da. O respect pe cea din urmă uh -huh. și pot să spun cumva că asta din urmă este cea care și mie ca judecător îmi dă o satisfacție. Îmi dă satisfacția că dacă sistemul din care fac parte a făcut o greșeală, iată, există un mecanism care funcționează. Pe hmm. în casație, n-aș fi crezut. După ce stai 15 luni în pușcărie. Știu, știu că nimic nu poate să întoarcă, nici măcar o zi dacă ar fi stat în pușcărie uh, nevinovat, nu poate să șteargă uh, durerea pe care a... și mă rog, toate consecințele care au decurs din ce i-a întâmplat domnului avocat uh, Roșu. Dar uh, eu mă bucur că funcționează. Eu am luat atitudine la momentul respectiv știu, știu, și știu. vreau să vă spun că... Am văzut că există multă nu -a provocare. Nu da. Da, există multă provocare în ultimul timp. Dar să știți că CSM-ul a fost implicat. Ajungem și acolo, stați că mai am. Mai a, fost am. Da, a fost implicat pe acest caz. A fost implicat și chiar foarte implicat și la fel unde e justiția a dat la cam acest cinci în... hotărâri, în ceea Imediat. ce privește Ajungem cazul și roșu. la hotărâri. Dreptul fundamental că nu e numai despre roșu. Cazul ăsta este atât de revoltător eu nici nu-l cunosc pe, pe domnul avocat ca Nici să eu nu-l cunosc să știe toată Deși mi-am dorit să ajung la penitenciar Dar pentru că eram, aveam pe rol Și am făcut chiar o declarație publică Că doresc să merg Și să-l văd în uh, penitenciar eu, eu am citit decizia cunosc. Curții de apel Brașov Am citit documentele Am citit și de... eu pe toate uh, Adică fără acolo ultima. În primul rând un om este Condamnat Vă spun, oameni pe care, cred că domnul Roșu habar nare, are, adică cred că știe cine sunt, dar oameni grei de injustiție, care nu sunt prietenii domnului Roșu, când au văzut așa ceva, pur și simplu, domnule, nu se poate. Adică, desfințăm în justiție în România. Care justiție în cazul Roșu? Un om, fără nicio probă, pentru că acolo nu, nu sunt fapte la domnul Roșu. Omul și-a apărat clientul, vorbind de dreptul fundamental la apărare în România. Asta a fost desfințat de în alta curte de casație și justiție, doamna, doamna Baltac Baltax. Sunte judecător. Altă problemă în cazul roșu. Autoritatea lucrului judecat. Vorbim despre o decizie da, definitivă din civil care a fost desfințată de procurori și de instanțele penale. Deci judecătorii Retractându-și decizia definitivă, adică nu mai există decizii definitive în România, pentru că a venit domnul Deca de la DNA, care a și plecat între timp de bun ce era și plin de achitări, da? și a, a desfințat un alt lucru sacru în justiție cu aportul în alte curs de casație și justiție. În același caz roșu, a cincea, aproape a patra problemă. DNA a scurs informații l-a condamnat pe o persoană, roșu îl cheamă, înainte să, fie, înainte să, fie, să înceapă judecata. Este prim, pentru prima oară când DNA-ul a fost condamnat, a, fost, a trebuit să plătească despăgubiri, da? printr-o decizie definitivă a curții de apel. În același caz roșu, că sunt, este o avalanșă de malversațiune aici, iese șefa Curții Supremă, doamna Corina Corbu, și ne spune tăceți din gură, îmi pare rău, există dreptul la, de la revoluție încoace, există dreptul fundamental la liberă exprimare în România. Da, am dreptul să o critic și pe doamna Corbu și pe complet și pe oricine în țara asta, atâta timp cât am argumente. Și spune, uitați-vă la jurisprudența Curții Supreme de Justiție, este echilibrată și fără părtinire. Care echilibru? Că aceeași Curte Supremă spune că un om trebuie băgat în pușcărie, că este un un om care a constituit un grup infracțional organizat și a, constituit, și a făcut complicitate la abuz în serviciu și același, aceeași curte, în altă curte îmi spune că omul ăla a stat degeaba în pușcărie, pe care tot, tot ei băgându-l în pușcărie degeaba și că e nevinovat. Adică, înțelegeți? Eu înțeleg este... foarte bine, nu cunosc că... Nu, așa ceva n-am mai... Am văzut cazurile DNA. Și nu e numai cazul roșu, dar ăsta a fost așa, știți, tichia de mărgăritar. A, a, când ajungem și la CSM, problema fundamentală e la ICCJ? ICCJ-ul a rezolvat-o cumva într-o formă sau alta. Nu e adevărat a rezolvat -o, că doamna. a rezolvat-o completul. Trebuie să vă spun că măcar satisfacția aceasta, faptul că a fost pronunțată această hotărâre care a înlăturat ceea ce a... Pentru că dumneavoastră trebuie să știți. Erori vor mai fi. Nu ști. e vorba Dacă de eroare. O Aici eroare. eroare. Aici nu e eroare. Aici nu e eroare. Eu este nu pot să o calific eu. Că eu probabil știu. vor fi foarte multe complicații. Eroarea e fără intenție. Și multe consecințe. Este un abuz. Este un abuz constant. Puteți să nu fiți de acord cu mine. Diferența nu, eu... dintre eroare și abuz este intenția. Este definită în jurisprudența americană ca mens rea. Guilty mind Și aș ajunge la CSM Doamna Matei um, Un judecător este obișnuit Și vă spun cu toată sinceritatea Că nu mă feresc să vă răspund niciodată Direct câtă vreme nu are uh, documentele în față și nu e el judecătorul cauzei, nu poate decât și eu, la fel ca și dumneavoastră, să fac aceleași deci, aprecieri, pentru că am citit hotărârile, m-am gândit dacă e în regulă sau nu, am fost de multe ori citind hotărârile, nu am fost de acord cu ce am citit acolo și m-am gândit eu, venind cu mintea mea de civilist, uh, și m-am spus, da, de ce nu e corect? Să zicem că ați vorbit despre acele hotărâri. Au fost puse la îndoială, nu numai e o hotărâre definitivă și irrevocabilă cum era atunci, care trecuse prin două căi de atac, a mai fost încă o hotărâre pusă la îndoială. Deci au fost mai multe puse la îndoială și cumva, cum spuneți dumneavoastră, desfințate într-o formă care nu ține de o cale de atac de colegii procurori, de procurorii care au făcut... Și judecători, că și judecători Și judecători. Aici. Adică aveți judec... Ați fost judecător de scaun de civil. Sigur că da. Dumneavoastră în fața unui procuror ați dat dați decizii definitive în civil în fața unui procuror spuneți domnul procuror mă scuzați că am dat decizia asta definitivă cu 10 ani uh, să se retracte, o retractez așa nu există ceva așa există ceva. așa ceva niciodată un judecător? niciodată pentru un judecător și dacă o să vedeți ședința Ce când spune am stat despre judecătorul ăla uh, e problema lui de conștiință din perspectiva mea doamna Matei judecătorul care gândește astfel, are o mare problemă. Și eu am ridicat această chestiune în ședința când am avut cererea de apărare a reputației judecătorului cu pricina, care era scandalizat că s-a vorbit în presă despre cum uh -huh. s-a reluat parte din declarația dânsului. Eu am uh, și le-am spus colegilor uh, Ce a făcut judecătorul? De ce n-a venit în momentul în care uh, Procurorul a pus presiune asupra lui De ce n-a venit să spună CSM-ului CSM, indiferent cine ești tu În ce mandat ești uh, Uite ce mi se întâmplă Un procuror uh, mă ia la întrebări Și îmi spune că Am dat o hotărâre care nu mai e bună Sau care n-a fost bună niciodată Pentru mine ca judecător uh, Doamna Matei uh, E de neacceptat și dacă vă spun acest lucru, cred că înțelegeți ce aș face eu cu acel judecător. Mă rog, n-am niciun fel de și putere. Este apărat la reputație. Da, da. Eu sunt singurul eu judecător din secția de judecători, pentru că eu numai un vot împotrivă și eu pot să fac să renunț la secretul votului și vă pot spune că votul acela împotriva apărării reputației judecătorului care s-a dezis de hotărârea sa este al meu, doamna Matei. Foarte bine, luăm pauză și revenim. Am revenit, doamnelor și domnilor, în emisiune. Invitata noastră de la această oră este doamna judecător Gabriela Baltag, candidat la șef pentru șefia Consiliului Superior al Magistraturii, același Consiliu Superior al Magistraturii, doamna Baltag, care a făcut una, două, trei, patru, cinci, șase... Of, Doamne, cere de apărarea a independenței autorității judecătorești în cazul roșu. Deci, ca să înțeleagă telespectatorii, după aceste malversațiuni, pe care le-a văzut toată lumea, singurii care s-au simțit în pericol au fost avocații care și ei reprezintă justiția, că totuși pe planeta asta trebuie să existe un drept al unui om la apărare. Ei s-au simțit primivizați. Păi, noi am și spus atunci în scrisoarea da? aceea că pare că prin această hotărâre a fost arestat dreptul la apărare. Da, da, da. da. Asta pare că știți, am spus. te simțeai că justiția a furat legea și a fugit din țară. Cam asta e cazul roșu. De deci justiția română a furat legea și a plecat din țară. Deci, că, pe, pentru că justiția nu e în cazul ăsta. Și. Uh, peste toate aceste mizerii mai vin încă șase la fel de mari în care cel care trebuia să să vegheze să nu se întâmple aberațiile astea le ia apărarea ă, omului care agresează, da, agresorului. Ăla care a furat justiția. Adică, bă, te ajut și eu, îți, îți cumpăr și un bilet de tren, îți pun și trenul la dispoziție sau îți uh, rezerv un avion. Cam asta a făcut CSM-ul pentru că Curtea Supremă, Curtea Supremă, când Curtea Supremă face asta, nu se mai poate vorbi de justiție în România. Cere să fie apărată independența autorității judecătorești în asamblu său. 9 voturi da în CSM, 21 iunie, 21 octombrie. Cerea de apărarea independenței autorității judecătorești făcute de completul negru. Adică, n, ave n aveți voie să vorbi. dacă vorbiți de noi și ce am făcut noi, sunteți puși la zidul infamiei. Florentina Dragomir, Ilie și cu Ionut Matei. Îi plătim domnului Ionuț Matei pensie nesimțită de 5.400 de euro în acest moment. Pentru că acest caz l-a și scos la pensie. da. Cere de apărare a independenței autorităților judecătorești și făcută chiar de agresori. Adică Deca și cu Monica Muntanu, caz confirmat de doamna Chioveși, IPPO, da? No, 8 voturi da ale CSM-ului. Cere de apărare a independenței și reputației profesionale făcută de judecătorul care și-a retras uh, uh, soluția definitivă în fața procurorului. Care Cristian a asupra. Dispas. Curtea de apel, București. Amânarea discutării cererii de apărare a independenței făcute de domnul Muțuca Raport privind apărarea independenței și imparțialității reputației profesionale a judecătorilor și procurorilor, seizarea președintelui CSM. 9 voturi da, 9 da și 9 nu. A existat o cerere a domnului avocat Țuca, da. care a fost cumva. Îmi amintesc atunci că au fost foarte multe discuții. Domnul avocat. A venit cu o cerere de apărare a independenței judecătorilor, pentru că a pornit tot de la chestiunea legată de uh, procurori. Procurorii au uh... Pus în discuție și au pus la în îndoială o hotărâre judecătorească definitivă da, și irrevocabilă. Și această cerere a fost interpretată ca o cerere de apărare a independenței puterii judecătorești. Adică, acolo unde dumneavoastră vedeți o soluție în acest sens, este, de fapt, cererea domnului Țuca interpretată de noi ca privind cumva să nu se mai întâmple niciodată ce s-a întâmplat. Mm -hmm. Și niciodată vreun procuror să mai e pună la îndoială o hotărâre judecătorească. Ce ar trebui definitiv? să facă CSM în acest caz? Adică, după aceste malversațiuni? Cu siguranță trebuie să decidă. Să se desfințeze nu. eventual. Nu pot să dau o soluție concretă pentru că. Din după nou, astea CSM-ul trebuie să desfințeze, a, adică așa ceva nu. Adică e asta posibil, doamna Matei, ca o parte din aceste hotărâri să facă obiectul unei căi de atac. E posibil să fie contestate. În justiție. Nu, da. E posibil să existe deja pe rol acțiuni. Dar oamenii ăștia care au votat, da. Deci, Sunt adică și voturi de nu, doamna Matei da, și să știți Puțin. că Puțin. voturile de nu uh -huh. sunt și voturile mele. Uh -huh. Uh -huh. Voturile cu da. Adică aici ai 9 da, 10 da, 8 da, 7 da, uh, 9 da. Spuneți-le și pe acelea cu nu, că sunt și acelea cu nu și sunt de multe ori aproape la limită Uh, e important adică azi, că inclusiv în Consiliul a luat a partea a agresorului aici. a fost aici. polarizată poziția. De păi normal. În Consiliu. da, da, da. Eu, și oamenii, acum, oamenii care au votat uh, uh, da, da, cei între 7 și 10. Adică nu-i plătesc doamna Baltag. nu îi plătim să se asigure că justiția e justiției pe lege. În cazul ăsta, justiția a furat legea și a plecat și din țară. Și cu acceptul CSM-ului care ne-a zis popor român, vă rog frumos să taceți din gură, nu aveți curajul, nu trebuie să scoateți un cuvânt. Asta spune doamna Corbu, asta spune CSM-ul, la... pentru că știți, agresorii sunt Dumnezei justiției. Eu nu Matei, Cornel Deca, Monica Munteanu, Marius Ispas. Deci, toate aceste aprecieri privind... Da, știu. Sunt ale mele. Sunt ale mele. Să mă condamne pe mine ce se mă... Dar abia aștept. De abia aștept. Adică nu se poate. Asta nu e justiție, Adică nu... Într-un sistem democratic, așa ceva nu există, doamna... Doamna Matei, și pentru mine, soluția aceea ca judecător... A fost dureroasă, să știți că... Și nu e a... pe noi vorba de roșu, este vorba despre funcționarea sistemului judiciar în România. Exact, despre România. Asta este vorba. Adică putea să, să ști... fie Popescu. Da, oricine ar fi fost, eu același lucru l-aș fi simțit. Pentru că și eu am fost la fel de tulburată, cum a fost a dumneavoastră tulburată, cum a fost tulburată întreaga Dar societate. Cred că vă spun foarte sincer... Cred că n-a fost om cu care să discut acest caz, că m-am mai sfătuit cu oameni din sistemul judiciar, oameni profesioniști, pentru că sunt și ăștia în sistemul judiciar, pe care să nu-l fi revoltat acest caz. Cu cât citeai mai mult, cu atât simțeai că te urci pe tavan și trebuie să fugi din țară, pentru că justiția desfințează justiția. Despre asta e vorba în, în cazul domnului Roșu. Repet, am o părere pe care n-aș vrea să mă exprim despre ceilalți din caz. dar aici nu e vorba despre Benny Steinman, Stag, Stein, Andronic și toată gașca cu Paul și cu cine mai fi pe acolo. Aici e vorba despre avocat, fapte și lege. Da, o să vedem ce se va întâmpla. Cu siguranță, la nivel de Consiliu, probabil va fi luată o decizie dacă nu sunt litigii deja în derulare, pentru că, iată, dacă sunt litigii în derulare legate de aceste hotărâri, CSM-ul este un pic uh -huh. în dificultate, dar cu siguranță va exista o soluție și societatea, așa mi se și pare corect să primească un răspuns și din partea Consiliului. Și unul ăla, justițiabilul, amărâtul de roșu, nu, Păi de ce m-ați băgat în pușcărie? Te-ți ne pun la cap Adică voi mă băgați și spuneți că sunt uh, Coruptul corupților Pentru că mi-au apărat clientul Adică sunt 10.000 de avocații în România Iar arestați pe toți Sau uh, confundați cu faptele Clienților lor Adică este de Iran uh, Arabia Saudită Sau Rusia Cam așa, acolo ne-a dus CSM-ul Și vă mai vreau să că suntem pe final de emisiune nu vreau să terminăm această emisiune până discutăm de altă aberație, ordonanța 6. sri nu poate să fie organ de cercetare penală, s-a făcut organ de cercetare penală specială. modificat să fie vreodată, din perspectiva mea, organ de cercetare penală. Exclus. Am văzut că și dumneavoastră ați reacționat, poate de asta nu tot timpul ați avut doar două voturi, știți? au modificat codul de procedură penală, codul penal, legea de da. legea dicot, legea cu polițiștii judiciar, cu organizarea judiciară, cu poliția judiciară și altă surpriză a fost că Domnule, n-a atacat nimeni ordonanța la Curtea Constituțională. A atacat ordonanța acum, acum după ce a fost a trecut și de a, Camera Deputaților. Da, aproape în unanimitate da. avocatul poporului s-a sezat după ce a urlat presa la de, de la doamna Weber care doamna Weber, mă rog era și ea să luptea cu, cu în fine asta spune foarte multe lucruri despre niște oameni știți, it's not about the crime, it's about the cover-up nu am văzut asociațiile profesionale să sunteți nebuni la cap cum ați votat așa ceva Parlamentul României fără dezbatere. Senatul a, a trecut-o prin adoptare tacită. Camera a ținut-o șase ani. Șase ani, da. În și 2015, n a vrut să o atace nimeni 2016, la CC. da, a fost o problemă foarte mare pentru că într-o vineri seara a fost adoptată. Mi-amintesc că la nouă și ceva a ieșit doamna a fost ministru Prună cu domnul premier de atunci mm -hmm, și toate, au vorbit da. despre ce succes deosebit va avea noul act normativ. Uh, firește că am realizat imediat ce pericol este, ce se poate întâmpla. Noi am avut o reacție. Pe vremea aceea, eu nu eram membru în Consiliul Superior al Magistraturii, dar eram judecător, în primul rând. Și eram uh, președintele unei asociații profesionale și am reacționat și am spus care este poziția noastră. Spuneați mai înainte că n-au as reacționat asociațiile. Au reacționat, e adevărat, un pic mai târziu, dar au reacționat uh -huh. acum și au trimis uh, către avocatul poporului uh, solicitare de. Uh -huh. Am și politicienii, din. da, după ce au votat ca fraierii. Dar nu asta e problema. Problema e de ce. Aveți vreo explicație pentru care ajungem iar la în alta curte? În alta curte putea să atace legea privind adoptarea ordonanței. În alta curte, doamna Corbu, știți, acolo, eu nu. Eu nu eu nu înțeleg ce se întâmplă la alta curte. N-a vrut să, să aflăm adevărul despre mandatele de siguranță națională. S-a întâmplat ce s-a întâmplat în cazul Roșu. Cum se întâmplă o malversațiune, doamna Corbu iese și ne spune să tăcem din gură. Nu, nu, nu noi nu tăcem din gură. Și uh, când e vorba de dânsa, chiar dânsa fiind victima sistemului, adică asta este, este halucinant la doamna Corbu, și după aia. Ai această bombă pe care și-a și fabricat-o SRE-ul 5 ani? Și repet, aici nu e vorba de sre -ul. este vorba de oamenii care au spus că niciodată nu vor vota așa ceva, că vor să, să, să scoată securitatea din, din cercetarea penală, din parchete. Și vii și votezi așa ceva, și în alta curte nu are nicio problemă, nu atacă legea, deși putea. De ce n-a atacat doamna Corbu legea? Nu știu, trebuie să o întrebăm pe doamna Corbo, de ce nu s-a întâmplat Hai. acest lucru Vezi? Este într-adevăr o problemă foarte mare deci, Și e uh... și centrul de interceptare acolo Da, știu? este adevărat că această, acest act normativ a dus uh, cumva uh, acel centru în controlul președintelui în alte curți Eu știu că este secizată Curtea Constituțională și, într-adevăr, nu se cade ca să dăm niciun fel de sfaturi sau, mă rog, să-mi exprim părerea, dar, ca și judecător, ca și membru în Consiliu, dar eu pot să spun că nu voi accepta, eu, ca judecător, nu voi accepta niciodată interferența securității, să o văd în lege și niciodată n-aș putea să o știu accepta. Știu că aveți altfel. o lege în față pentru că vedeți, eu, eu sper că vă pune speranțele și nu se va în CCR. Ce da, păi da, eu cred în CCR. Ce Sunteți în, în sistemul mereu. judiciar, o putere separată a justiției. Justiția nu vrea să se apere de securitate. Politicul care votează în unanimitate. Nu nu vrea să se apără. Ce spune asta despre România la 30 de ani de la, de la Revoluție, doamna? Că n-am învățat nimic, doamna Matei, Baltac. nimic. N-am învățat nimic din istorie. Eu, chiar judecător de civil, am avut dosare cu daune, cu despăgubiri, privind perioada aceea. Am văzut cam ce a făcut securitatea din dosarele acelea, filaje, așa cum erau ele pe vremuri. Fără tehnica de acum și fără posibilitățile pe care le are la îndemână, cu siguranță, Serviciul Român de Informații sau alt serviciu. Da? Cam ne putem da seama, eu am văzut, am văzut în dosare și pentru mine este suficient. N-am nevoie de nimic, nici de o notă de fundamentare să-mi spună cineva cât de grozav e și cât de bine trebuie să facă securității naționale. Pentru că, doamna Matei, și dacă veți trimite sau veți primi vreun mesaj, să zicem, pe WhatsApp sau pe alt sistem de comunicații, care, să zicem, că vizează o stare cum e acum, asta de pandemie, care nu e pe placul unora și pot considera bănuitoare, sunteți cumva un pic pe lângă Siguranța Națională și să cu securitatea pe dumneavoastră. Da, da, e comunicarea de informații false care pun în pericol starea de securitate națională. Se găsește un, știți cum e nu trebuie să le dai instrumentul, pentru că hăinala avea o vorbă, nu-i da maimuței briciul în mână, știți? Asta este și cu legile astea. Nu trebuie dat nimănui, niciunei maimuțe din, din structurile astea de securitate, briciul în mână, pentru că nu știi, azi e unul, mâine altul, nu știi ce nu o să folosească uh, și o să folosească împotriva ta și al altor oameni, pentru că despre asta este vorba. Vă mulțumesc foarte mult doamna Baltac pentru acordarea acestui interviu și vă mai așteptăm la Alev News chiar dacă o să fiți președința CSM chiar dacă nu o să fiți președinta CSM domnul, Nu are importanță, cum mare drag domnul Pe domnul Matescu vreau să vă spun că l-am invitat, nu a dorit să vină Am invitat-o mai demult și pe doamna Chiş Am încercat să o invit ca să fiu mai precisă pentru că doamna Chiș nu răspunde la telefon decât la oamenii care o ridică în slăb. Vă mulțumesc foarte mult și vă mai așteptăm vă aici și doamnelor eu. și domnilor, rămâneți cu Alef News